Absolvenții instituțiilor de învățământ pot beneficia de o indemnizație de șomaj în sumă fixă lunară de 250 de lei pentru o perioadă de șase luni dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Persoanele care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale și sunt înregistrați la structurile AJOFM pot solicita acordarea indemnizației de șomaj numai dacă nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, adică suma de 500 de lei. Conform legii, ei beneficiază, conform legii 76, ei beneficiază de o indemnizație de șomaj pe termen de 6 luni de zile, câte 250 de lei pe lună. Dar trebuie îndeplinite niște condiții. Trebuie să-și facă un prim dosar în termen de 60 de zile de persoană în căutarea unui loc de muncă și după ce au făcut acest dosar, noi le facem următorul dosar, care de fapt e completarea primului dosar, în care le oferim șansa să ocupe un loc de muncă. Dacă nu găsim un loc de muncă Conform pregătirilor, ei vor beneficia de indemnizație de șomaj. Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților la cerere pe o perioadă de șase luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire, și constă într-o sumă fixă lunară neimpozabilă, al cărui cuantum este de 250 de lei. Pentru absolvenții de liceu, termenul curge de pe 4 iunie. 4 iunie, deci 4 iulie, 4 august, este ultima. Zi când, pot, când se mai pot prezenta la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă să-și depună acest dosar. Iar pentru școlile profesionale, termenul curge de pe 25 iunie, 60 de zile. Până la această dată, și-au depus dosarele 89 de absolvenți de liceu, din care 70 fără BAC și 19 cu BAC. În cazul în care absolvenții nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de toate serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, însă pierd dreptul la indemnizație de șomaj.